10 ianuarie, Ioan 17 cu 5. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Înainte de a fi lumea. Cuvintele cu care se roagă aici Iisus, Domnul nostru către Tatăl din ceruri, ne dă o explicație minunată despre existența lui preistorică, înaintea istoriei omenirii, deoarece el se roagă lui Dumnezeu. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Domnul Iisus nu a devenit deci Fiul lui Dumnezeu numai atunci când s-a născut în staulul din Betleem, ci El a fost în slava Tatălui înainte de a fi lumea. Să fim atenți la legătura cuvintelor. Iisus nu spune cu slava pe care am avut-o în tine, ci pe care eu am avut-o la tine. Deci a fost o persoană de sine stătătoare înainte de a fi lumea. Tot asemănător spune Apostolul Pavel în Filipeni 2, 5 cu 8, unde scrie: să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și în Ioan 17:24 scrie: tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Iar în Ioan 8:58, mai înainte ca să se nască Avram, sunt eu. Toate acestea arată că Iisus a fost Fiul lui Dumnezeu înainte de a veni pe pământ. Cu aceasta, toate teoriile care vor să arate că Iisus a fost doar om, cad. Dar prin aceasta se demonstrează și dragostea fără de margini a lui Dumnezeu către noi oamenii, că Dumnezeu, pe acela care a fost la El, l-a prevăzut înainte de întemeierea lumii, să vină la noi pe pământ și să sufere pentru noi crucea. Putem vedea prin aceasta și dragostea și coborârea Fiului care a părăsit pentru noi slava nespus de mare de la Tatăl și a luat chip de rob ca să poată umbla între oameni și să moară pentru noi în acest trup al umilirii. Deci Iisus Hristos a fost ca Fiu la Tatăl în slavă înainte de a fi lumea.